Salut! După cum v-am obișnuit, o să facem niște scurte filmulețe despre cum se procedează și cum se poate folosi echipamentul și aparatura de tatuaj. Ca atare, în acest episod vom discuta despre vârfurile de tatuaj. Vârfurile sunt de două tipuri, de oțel și de plastic, de unică folosință. Să le luăm de la început. Vârfurile de oțel vin în două categorii, rotunde și plate. Acestea rotunde se pot folosi, acele care sunt pentru linii și pentru umbre, și aceste vârfuri plate, care sunt și ele la rândul lor de două tipuri, cele deschise, după cum se vede, și cele acoperite, și care să folosesc toate tipurile de AC Magnum. Ca atare avem următoarea categorie, vârfurile de plastic, care sunt cele mai recomandate pentru sterilizarea și siguranța clientului. Ele vin împachetate, după cum se vede, împachetate sau vărsate. De obicei, dacă cumpărați vărsate, aveți grijă să nu fie folosite. Odată folosit un vârf de plastic, o să vă dați seama că nu se mai poate scoate culoarea inițială. După această modalitate vă dați seama că este folosit și trebuie aruncat. Nu se spală, nu se mai poate face nimic. În caz că cumpărați vârfuri vărsate, care sunt foarte ieftine pe piața românească și mondială, se recomandă să le spălați cu săpun verde înainte și să le păstrați câteva minute înainte de a se apuca de treabă. Aceste vârfuri nu necesită acest tratament, după cum vă dați și dumneavoastră seama, trebuie să aibă termenul de valabilitate și desfăcut în fața clientului. Ca atare, mai avem vârfuri care vin cu mânerul atașat, turnat. Sunt două tipuri, vin cu acele împachetat și simple, fără ac preansamblat de către fabricator. Ca și vârfurile, aceste vârfuri cu mâneri cu tot trebuie să aibă termenul de valabilitate și să fie steril, să nu fie desfăcut și folosit.